Salut, mă, gașcă, mă, ce mai faceți, mă, eu bine, voi? Da, așa și mă gândeam și am zis, hai, mă, să fac un video în care să le arăt la ăștia cum să faci muși, mă, pentru ăștia de vor să aibă, mă, bila mare, știi, să fie branda o mare, știi? Păi zic eu de pe acum că tutorialul va funcționa 100%, deci dați acum un like, bă, 100% mă funcționa, doar tu dă like acum și, bă, știi cum o să-ți crească mușchi, bă, doar de like și ai să vezi. Bun, bă, deci haide să încep. Primul rând, cel mai important pas e să nu faceți ce face specimenul ăsta, cretinozaur din videoclip, care mergea la sală. În loc să mergi ca bolovanul, ca ăla spre sală, poți merge spre bucătărie și să mănânci ceva. Așa că nu te duce la sală. E complet greșit. Ia-ți papucii de casă, du-te până în bucătărie și înfulecă ceva. În al doilea rând, de ce? Ziceți-mi și mie de ce? Bă, vreau să știu și eu de ce? De ce să faci flotări ca tâmpitul ăsta care se chinuie să facă și el niște flotări acolo că nu știu ce? Păi, băiete, ți se răsucesc flotările în mormânt. Deci, în loc să împingi ca prost acolo la flotări, poți să stai pur și simplu să te uiți la televizor. Vă spun eu că nu aveți absolut nicio idee câți mușchi lucrează atunci când schimb canal. Dacă la flotări îți lucrează tricepsul, umărul, pieptul, ei bine, la schimbatul canalelor îți lucrează mușchii degetelor, antebrațul, bicep, tricep, umăr, piept, abdomen și cel mai important, mintea, frate, pentru că tu ești cel care trebuie să decide pe ce canal va schimba. Fuck off! Dacă chiar vrei tu neapărat să faci flotări și să-ți folosească la ceva, poți, nu știu, să faci vreo 5 flotări și după să iei telecomanda, pentru că, nu știu, te-ai încălzit un pic înainte să schimbi canalele, frate, serios. Al treilea și cel mai important pas din ceilalți, nu e normal, mă, serios. Vreau să știu și eu de ce ai mâncat sănătos, frate, adică vezi acolo niște mere. Zici-mi de ce ai mâncat niște mere, frate. Băi, e foarte greșit, mă. Băi, dacă ai vreun măr în casă, aruncă-l dracu pe geam, vrei să te îmbolnăvești, frate, vrei să faci diabetici, nebun la cap. Așa că, pur și simplu, dă merele alea la o parte și ia ceva bun de mâncare, frate. Poți, mă, să compari un măr cu bunătatea asta, frate, că tu știi câte beneficii ți-aduce, mă, o pungă de asta, mă, ești debil aici? Lasă dracu orice viciu de asta cu spanac, mere, chef de pui, nu, frate, nu pune, ia, du-te o ciocolată, un stick, ia ceva, frate. Al patrulea și nu ultimul pas, dar de fapt e ultimul pas că nu mai am idei. Frate! Aoleo! Mă, zici tu, mă, dacă e normal, serios acum, că nu pot să... Cine și de ce ar face genoflexiuni, frate? Uită-te puțin, mă, la autistul ăsta cum face genoflexiuni, pentru ce? Crezi că o să faci mușchi la picioare? Crezi cumva că niște genoflexiuni amărâte o să-ți mărească ție quadricepsul și bicepsul femoral? Nu! Îți zic eu, nu! Dacă vrei cu adevărat să ai niște picioare mai mari și mai forțoase, tot ceea ce trebuie să faci este să te așezi foarte, foarte comod și să-ți pui ceva la care să te uiți. Pentru că, frate, să fim serioși acum, serialul la care te uiți creează creierului niște stimuli care îți vor pompa picioarele astfel încât tu vei sta mai comod și nu vei face nimic. Ei bine, asta e soluția. Vei avea niște picioare de invidia. După cum v-am spus, tutorialul merge 100%, frate, n-are cum să nu funcționeze, așa că pur și simplu dai acolo un like, eu sper că ți-a plăcut, că de fapt n-are cum să-ți placă, frate, pentru că funcționează. Neapărat pune-te și fă tutorialul ăsta și după lasă-mi un com să-mi spui dacă o funcționează. Încă o chestie ca tutorialul să meargă este neapărat, dar neapărat, frate, să intri pe linkul din descriere și să intri în grupul meu de Facebook. Neapărat să mă urmărești acolo pe Instagram, că băi, neapărat. Altfel, după cum am spus, tutorialul nu va funcționa. Ne vedem data viitoare, fraților. Și da, bă, să trăiască gașca mea. Pa! Preocupat și singur boala zilelor noastre. Supra-informat între gospi de fantasme. Sunt topografic, nu mă pierd cu firea niciodată. Gheret, privesc de sus ca o hartă. Negarea-i prima libertate, a minții o revino. Îmi bag pula în simetrie ca Greg Valentino. Sunt făcut să carmolos.